Polițiștii buzoieni, alături de procurorii din ICOTA, au efectuat 23 de percheziții domiciliare în județul Buzău la persoane bănuite de trafic de droguri de risc. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, activitatea infracțională a grupului monitorizat de către procurorii antimafia a debutat în anul 2021 și era bazată pe o metodă menită să ascundă pachetele cu stupefiante. Din cercetări și că din 2021 și până în prezent, 5 persoane cu vârste cuprinse între 25 și 41 de ani, ar fi introdus în țară droguri de risc, cannabis și rezină de cannabis, pe care le-ar fi vândut ulterior în Buzău. Drogurile ar fi fost introduse în țară prin intermediul unor firme de curierat, disimulate în colete cu diverse produse și uh, pentru a asigura conspirativitatea activităților infracționale, acestea erau transmise pe numele unor persoane cu posibilități materiale reduse cunoscuței bănuiților. Unul dintre pachetele interceptate de către autorități ascunde peste 3,5 kg de cannabis. Un astfel de colet a fost interceptat în data de 3 martie 2022, fiind descoperit atunci 3.558 de grame de cannabis și peste 120 de grame de rezină de cannabis. În urma perchezițiilor au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 18 telefoane mobile, 3 grindere, un cântar, 40 de grame de cannabis și 1.100 de lei. Au fost puse în executare cinci mandate de aducere persoanele depistate fiind conduse la sediul biroului teritorial Buzău pentru audieri. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.